trezește-te, Dumnezeule, și nu-ți mai aminti de fără de legile noastre. Iată, cetatea sfântă e pustie, jafului Simonul a fost dat. Tristie veste Ierusalimul, casa sfinților tăi și slavei tamale. Bună de te-au proslăvit pe divine, părinții noștri. Am cu toții și sufletul ni l-am pămânăgărit și am căzut ca frunza copacilor. Fără de legile noastre ca vântul ne-au spulberat, iar tu mu ți-ai ascuns fața dinaintea noastră și ne-ai lăsat pravadă răutăvății noastră. Blămânzește-te, Dumnezeule, și nu-ți mai aminti de fără de legile noastre. Iată, cetatea sfântă e pustie, jafului Simonul a fost dat. Tristie veste Ierusalimul, casa sfinților tăi și slavei tamale. Bună de te-au proslăvit pe divine, părinții noștri.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Popor al Sionului, iată, Domnul va veni să mântuiască neamurile. El va face auzit glasul măririi sale spre bucuria inimii voastre. Pregătiți calea Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Îngerii voastre, părinți concelebranți, dragi tineri care vă pregătiți pentru adeziunea la acțiunea catolică, dragi persoane consacrate, deci, iubiți tineri și credincioși, ne pregătim pentru a-L întâlni pe Domnul. Suntem în timpul Adventului, un timp binecuvântat, un timp care se îndreaptă spre noi cu o chemare să pregătim calea Domnului. Ne bucurăm astăzi aici, ca împreună, ascultând lecturile sfinte, preoți și tineri, să-i arătăm lui Iisus disponibilitatea noastră de a-L întâlni, de a ne da adeziunea noastră pentru a-L urma și pentru a-L face cunoscut. Trăim această bucurie împreună cu un grup de preoți din Comisia pentru Muzică, 18 la număr, de care 9 sunt aici, care aduc astăzi în întâmpinarea lui Iisus o lucrare particulară, cartea cu muzica ce va fi mereu în bisericile noastre, va răsuna magnificat. Un imn de mulțumire și de bucurie împreună cu Maica Domnului și cu tot poporul creștin. Ne bucurăm de acest moment pe care îl vom auzi explicat mai bine la încheierea acestei Sfinte Liturghii. Acum, la început, ne pregătim. Într-un chip deosebit, voi, dragi tineri, vă pregătiți pentru adeziunea voastră. Participăm la această Sfântă Liturghie în cadrul căreia membrii acțiunii catolice depun adeziunea ca semn al dorinței lor de angajare ca laici pe drumul sfințeniei prin implicarea în biserică și în societate. Să-i însoțim cu rugăciunea noastră pentru ca ei să fie fideli angajamentului lor și să ascultăm ce doresc să facă. Sunt în fața altarului membrii acțiunii catolice înscriși în parohia Adormirea Maicii Domnului, care au ales să urmeze drumul lor de formare în strânsă colaborare cu păstorii bisericii. Intenționăm ca prin acest gest să declarăm disponibilitatea și răspunsul nostru pozitiv în a parcurge cu fidelitate, deschis spre toți ceilalți, etapele noului an asociativ. Voim ca prin această angajare să facem să crească darul de a fi în biserică, laici responsabili în cadrul acțiunii catolice. Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele caracteristice acțiunii catolice enunțate în documentele bisericii. Ne bucurăm că declararea disponibilității noastre are loc în cadrul unei celebrări euharistice care întotdeauna ne trimite spre ceilalți. Ne pregătim acum cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, ca oferta noastră să pornească din inimi curate, spunând: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea,
Te aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și milostiv, Tine te rugăm harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui. El care fiind Dumnezeu viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Dumnezeu le va arăta tuturor strălucirea sa în tine. Citire din cartea profetului Baruch. Dezbracă, Ierusalim, haina plânsetului tău și a oprimării tale și îmbracă frumusețea gloriei care vine de la Dumnezeu pentru totdeauna. Învăluie-te cu mantia dreptății care vine de la Dumnezeu. Pune pe capul tău diadema gloriei celui veșnic. Căci Dumnezeu va arăta la tot ce este sub cer strălucirea ta. Căci numele tău va fi chemat de către Dumnezeu pentru totdeauna. Pacea dreptății și gloria pietății. Ridică-te, Ierusalim, și stai pe înălțime. Privește spre răsărit și vezi adunându-se copiii tăi, de la apusul soarelui până la răsărit, la cuvântul celui sfânt, bucurându-se de memorialul lui Dumnezeu. Au plecat de la tine pe jos, duși de dușmani, dar Dumnezeu îi aduce la tine, purtați cu glorie ca pe un tron regal. Dumnezeu a hotărât să coboare orice munte înalt și colinele veșnice, să umple văile ca să niveleze pământul, ca Israel să înainteze în siguranță spre gloria lui Dumnezeu. Pădurile și orice copac plăcut mirositor îi fac umbră lui Israel,
la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va conduce pe Israel cu bucurie în lumina gloriei sale, cu îndurarea și dreptatea care vin de la El. Cuvântul Domnului. Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, ni se părea că visăm. Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, lucruri mari a făcut Domnul pentru ei, lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Întoarce, Doamne, captivitatea noastră, ca pâraele în Negheb. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie. Plecând, mergeau și plângeau, aruncând în pământ sămânța. Venind, se întorceau cu veselie, purtându-și snopii. Lectura a doua. Să fiți curați și neprihăniți pentru ziua lui Hristos. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, îmi aduc aminte de voi totdeauna, în fiecare rugăciunea mea pentru voi toți, rugăciune pe care o fac cu bucurie pentru participarea voastră la Evanghelie, din prima zi și până acum. Sunt încrezător că Cel care a venit care a început în voi această lucrare bună, o va aduce la îndeplinire până în ziua lui Hristos Iisus. Căci martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu aceleași sentimente care lui Hristos Iisus și mă rog aceasta ca iubirea voastră să crească în ce în ce mai mult, în cunoaștere și deșteptământ în toate, ca să distingeți ceea ce este util, așa încât să fiți curați și neprihăniți pentru ziua lui Hristos,
plin de rodul dreptății, care se obține prin Iisus Hristos, spre gloria și lauda lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Aleluia, 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 aleluia. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Itureii și Trahonitidei, iar Lizania, tetrarh al Abilenei, pe timpul arhiereilor Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a venit în toate împrejurimile Iordanului, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia profetul. Glasul celui care strigă în pustiu: pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Orice vale va fi umplută și orice munte sau deal va fi nivelat. Drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite, iubiți confrați într-o preoție, dragi tineri care luați parte la această celebrare eucharistică, suntem în perioada Adventului, o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea nașterii Mântuitorului, și fiecare dintre noi, sunt sigur, dorește să trăiască într-un mod personal această sărbătoare care se apropie. Deja de duminica trecută, confesionalele sunt mai solicitate, parcă vin mai mulți oameni la biserică pentru a cânta Îngerul Domnului și pentru toate celelalte rugăciuni specifice acestui timp. Biserica vine în ajutorul nostru și ne oferă un ghid spiritual care să ne conducă la ieslea din Betleem, la nașterea Mântuitorului. Și acest ghid este Ioan Botezătorul,
Profetul care a trăit la granița dintre testamente, acela care a pregătit calea Mântuitorului și ne pregătește și pe noi să-L întâmpinăm pe Iisus Hristos, care se va naște în sufletele noastre. Aș dori să plec de la ultimul verset pe care l-am auzit proclamat în Evanghelia de astăzi, din Sfântul Luca. Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Autorul sacru nu spune că poporul evreu va vedea mântuirea lui Dumnezeu, deși ei cam așa și doreau. Nu spune orice om căsătorit va vedea mântuirea lui Dumnezeu, nu. Orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Dacă este pregătit, dacă ochii fiecărei făpturi sunt anume pregătite pentru a primi acest mesaj divin. Cu alte cuvinte, este nevoie de o corecție a ochilor pe care trebuie să o facem cu toții. Pentru a trece de realitatea vizibilă, accesibilă nouă tuturor, la realitatea spirituală. Și acest lucru îl învățăm încă de la prima sfântă împărtășanie, când avem definiția sacramentelor. Suntem invitați să facem diferența între semn și semnificație. Venim la Sfânta Liturghie, în fiecare duminică sau mai des, și avem aceeași invitație. Vedem cum pe altar se desfășoară o ceremonie sacră, vedem cu ochii trupești. Însă pentru a înțelege cu adevărat mesajul Sfintei Euharistii și hrana spirituală pe care o primim din această sfântă celebrare, e nevoie să pătrundem mai adânc, să trecem dincolo de realitatea vizibilă, să avem acest exercițiu al ochilor interiori și să vedem iubirea negrăită a lui Dumnezeu, care vine și se jertfește aici pe altar și devine hrană pentru sufletele noastre. E nevoie de un efort. Nu vedem în mod automat aceste lucruri, sunt ascunse privirilor noastre trupești, dar cu ochii credinței putem pătrunde în această lume invizibilă, dar mai reală decât lumea noastră înconjurătoare. Ioan Botezătorul s-a pregătit pentru evenimentul crucial al vieții sale, de a-L vesti pe Mântuitorul și de a pregăti calea sa în deșert. Ne spune lectura sacră, pagina evanghelică de astăzi. De ce în deșert? Pentru că acolo este locul în care ești tu cu tine însuți. Ești tu în singurătate, tu cu Dumnezeu. Nu ai unde să te ascunzi, nu ai ce mască să-ți pui pe față, ești doar tu cu tine însuți, în intimitatea ființei tale, așa cum te-a creat Dumnezeu. Și în acele momente vezi că ești chemat de Dumnezeu la o misiune specială. Și Ioan Botezătorul a conștientizat acest lucru. El a făcut acest exercițiu al purificării interioare și a reușit să vadă în Iisus pe Hristos, pe Mesia cel așteptat de veacuri. Este invitația pe care ne-o adresează tuturor, de a-L găsi pe Iisus acolo în ieslea Betleemului ca Mesia, cel după care tânjește sufletul nostru. Atunci când un artist dorește să picteze sau să realizeze un tablou religios, un chip al Mântuitorului sau orice, tot ceea ce ține din această sferă sacră, trebuie să facă înainte un proces care se numește postul ochilor, adică să dea la o parte tot ceea ce este detaliu, tot ceea ce nu ține de esențial, pentru a scoate în evidență ceea ce este cel mai important. Dacă ne gândim, noi avem reprezentarea ieslei de la Betleem, acolo sunt câțiva păstorași, deși știm că au venit mult mai mulți, câțiva îngerași, deși știm că a fost prezentă toată oastea cerească acolo și așa mai departe. Autorul care a realizat această operă și care pe noi ne ajută
să pătrundem în misterul nașterii Mântuitorului, a dat la o parte detaliile și ne focusează atenția spre esențial, spre Iisus Hristos care se naște. Dar înainte de aceasta a fost nevoie de postul ochilor. Ioan Botezătorul a făcut un astfel de post în deșertul Iudeii și fiecare suntem chemați, iată, în perioada Adventului, să renunțăm la anumite lucruri care ne țin departe de Iisus Hristos, să facem acest post al ochilor, post al răutății, post al păcatelor, pentru a ajunge la esențial cu o inimă purificată. Numai așa îl putem întâlni, așa cum spune Papa Francisc în Evanghelii Gaudium, într-un mod viu și personal, pe Iisus Hristos, pe Iisus din Nazaret. Pentru că Iisus nu mai este un personaj, ci o persoană. Nu mai este cineva despre care se vorbește, ci este cineva căruia și cu care se poate vorbi. Nu mai este doar o amintire, oricât de vie și activă ar fi din punct de vedere liturgic, ci o prezență. Înseamnă și a nu lua nicio hotărâre de vreo importanță, fără ca mai înainte să fie supusă și spusă lui în rugăciune. Aceasta înseamnă întâlnirea cu Iisus Hristos, care vine la Betleem și vine în sufletele noastre. Noi auzim de multe ori că există creștini indiferenți, creștini practicanți sau nepracticanți, mai auzim creștini de duminică, creștini de ocazie, însă de ce nu am întâlnit și noi creștini talentați? Talentați în a-L mărturisi pe Iisus Hristos cu viața proprie. Creștini talentați și pasionați de a-L propovădui prin viața lor, adică în centrul vieții să fie Iisus Hristos și toate să se raporteze la acest eveniment important și esențial, nașterea Lui în viețile noastre. Un grup frumos de tineri depun astăzi adeziunea în Acțiunea Catolică, în această mare familie care își propune să iasă din anonimat și să trăiască într-un mod aparte tot ceea ce înseamnă credința creștină la această vârstă a tinereții. Sunt mai multe angajamente pe care le vom auzi după rugăciunea de la împărtășanie pe care le vor lua tinerii noștri. Sunt chemați cu toții, toți tinerii prezenți în această biserică, să trăiască într-un mod profund această angajare de purificare a ochilor și a inimii pentru a-L vedea și pentru a lăsa să se vadă Iisus Hristos în persoana lor. Nu este ușor. Trăim într-o lume care de multe ori spunem că e indiferentă la aspectele religioase. Nici Ioan Botezătorul n-a trăit într-o lume idilică, într-o lume roz din punct de vedere moral și religios. La începutul Evangheliei s-a spus ce persoane au trăit în acest timp când Ioan Botezătorul a predicat Evanghelia. Știm din istorie Tiberiu Cezar. A fost un împărat foarte crud, care deseori era violent față de supușii pe cei pe care îi întâlnea. Ponțiu Pilat, la fel, un guvernator care mai era și cinic pe deasupra cu mulți dintre supușii săi. Irod, care nu avea curajul să fie de partea adevărului chiar și atunci când vedea unde este adevărul. Ana și Caiafa, arhiereii, care știm că erau oportuniști, nici de cum nu încercau să scoată în evidență adevărul religios. Dumnezeu îi va judeca pe toți aceștia. Ideea pe care vreau să o subliniez e că Ioan Botezătorul a trăit într-o astfel de atmosferă, nu propice în mod total credințe. Era în opoziție, poate, cu acest mesaj autentic, dar și-a înțeles misiunea și a trăit așa cum a reușit el ceea ce Dumnezeu l-a pus să facă pe acest pământ. Și pentru aceasta a fost răsplătit, a fost declarat, iată, ghidul nostru spiritual în această perioadă Adventului. Iată, dragi tineri, nu trebuie să așteptăm să vină timpuri în care să putem să ne manifestăm credința într-un mod propice, să ne fie înlesnite căile. Nu! Dumnezeu ne spune
pregătiți aceste căi ale venirii Mântuitorului în viața și în inima fiecăruia dintre voi. Nu așteptați alte timpuri. Acum este momentul de a trăi această credință. Acum este momentul de a trăi toate angajamentele credinței noastre în viața concretă de zi cu zi. Îl rugăm pe Ioan Botezătorul să ne însoțească în această zi și în toată perioada Adventului pentru a-L putea arăta tuturor pe Iisus Hristos care se naște și mai ales să-I pregătim în sufletele noastre o iesle caldă în care El să vină, să locuiască și să ne transforme în creștini talentați. Lăudați să fie Iisus Hristos! Credincioși, vă anunțăm că astăzi colecta care se face este pentru Caritas. Fraților preiubiți, dragi tineri, să avem curajul de a deschide ochii pentru a-L întâlni pe Cel care îl așteptăm și vine, cum ne-a îndemnat Părintele Cristian. Și așa, împreună, cei de față, cu toți cei dragi ai noștri, într-o comuniune spirituală, cei care sunt uniți cu noi prin intermediul internetului, să ne reînnoim și să mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat, a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu noi, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Întăriți de Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a oferit iubirea și mântuirea Sa, să ne rugăm Tatălui pentru ca să fim capabili să înțelegem semnele prezenței Sale în viața noastră și să continuăm astfel drumul convertirii noastre. Binecuvântează Biserica cu putere de luptă împotriva răului. Ajută-o să semene și să mențină în sufletele oamenilor speranță și răbdare în așteptarea mântuirii și fă o martoră a prezenței Tale divine. Te rugăm, ascultă-ne! Consacră în adevăr și bucurie întreaga umanitate. Umple de speranță toate sufletele, luminează conștiința celor care ne conduc și dăruiește pacea tuturor popoarelor. Te rugăm, ascultă-ne! În acest timp sfânt al Adventului, îndepărtează din sufletele noastre haina plânsetului, a oprimării, a întunericului sau a bolii și îmbracă-ne cu haina răbdării,
a păcii, a statorniciei și a voinței de bine. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează hotărârea luată astăzi de tinerii de față de a face parte din familia Acțiunii Catolice și de neputere să fim creștini autentici. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în toți tinerii din această lume spiritul de luptă împotriva viciilor, a delăsării, al încezerii sufletești și de reputerea să fie martori a iubirii tale. Te rugăm, ascultă. Tu, care ai promis viață eternă celor care cred în tine, primește în slava veșnică pe toți frații noștri care au plecat dintre noi, oferindu-le lumina și bucuria vieții veșnice. Te rugăm, ascultă. Dăruiește-ne, Tată, dorința de a te asculta mereu, de a te căuta cu inima sinceră, pentru că astfel cuvântul tău va transforma existențele noastre și ne va face capabili să săvârșim mereu doar binele. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre, dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos, e la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit rânduirea dintr-un început, și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru că la a doua venire în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă, în lumină de plină, cele făgăduite, pe care acum venind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Adevărat Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, le-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă
spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Petru, cu Episcopul Auxiliar, Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii veșilor. Se porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, să vrei. Dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm. Îndestulați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participare la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești prin Hristos Domnul nostru. Iunian, voastră drăstie. Vă asculte Domnul rugăciunea și să prindeți curaj de merge împotriva curentului, de a da mărturie despre cel pe care voi îl descoperiți și iubiți și vreți să-l faceți cunoscut tuturor. Noi ne rugăm. Doamne Dumnezeule atotputernic, de la care ne vin toate lucrurile bune, te rugăm să binecuvântezi și să ajuți pe acești tineri creștini, pentru ca însemnați și înzestrați cu aceste semne ale apartenenței la acțiunea catolică, să poată să se dezbrace de omul cel vechi și să se îmbrace în omul cel nou, care a fost creat pentru împărăția ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vor primi acum insignele acestea, cei peste 70 de tineri, care vor avea o misiune particulară, nu numai în acest timp, ci tot timpul anului, acolo unde ei merg, studiind, mărturisind, iubind, să le poartă ei cu binecuvântarea Domnului. Tinerii care depun adeziune în acțiunea catolică: Amalia Adam, Ioana Grigoroaie, Barat Andra Maria, Diana Maria Baratu, Anton Barticel, Petru Bejan, Sabina Bejan, Cristina Corina Bitiușcă, Ionuț Bordaș, Claudiu Marcelin Bordeianu, Iolanda Alina Budău, Alexandru Eusebiu Cadar, Georgiana Cristina Cioată, Cristina Ciobanu Senior, Cristina Ciobanu Junior, Laurențiu Iulian Ciobanu, Elena Copzaru, Cristina Crețu, Eduard Mihai de Moc,
Ana Dănculesei, Carmen Dana Daradici, Alina Maria Doboș, Robert Doboș, Daniela Maria Dumitru, Marcela Alexandra Enășcuț, Flavia Farcaș, Paul Frona, Iudita Gherkă, Alin Grigoraș, Paula Hălânduț, Andreea Hortolomei, Otilia Hugeanu, Bianca Iacob, Anton Iojă, Cerasela Jufă, Vitalie Lotca, Alexandra Veronica Luca, Micu Iulian, Elvina Iulia Mihalaș, Octavian Mârți, Ana Moraru, Cătălina Andrei Pișta, Bruno Cristian Saranci, Oana Lucia Sescu, Cătălina Ioana Timofte, Mircea Daniel Timofte, Alexandru Tofana, Iuliana Tofana, Iosif Vrabie, Cristian Iojă, Adelina Petcu, Adriana Cristina Bejan, Marius Sorin Budău, Monica Budău, Georgiana Bianca Bulai, Violeta Sabina Ciobanu, Diana Ciuchi, Adela Elena Doboș, Ștefan Doboș, Monica Frâncu, Feliciana Gherkă, Andreea Mihaela Gervaze, Valentin Grigoraș, Alin Frolin Hazi, Bianca Maria Matei, Teodora Mengheriș, Beatrice Noea, Petronela Petruț, Gabriela Adelina Solomon și Tulbure Andreea. Dragi tineri, voi acum aparțineți
cu un motiv în plus la Hristos, prin botez, prin miră, prin celelalte acte de credință, voi aparțineți lui Hristos. Acum, prin această adeziune sinceră, tinerească, frumoasă, aparțineți bisericii. Toată lumea așteaptă de la voi să vadă cum demonstrați acest lucru. Să vă ajute Iisus, să vă inspire Sfântul Patron al Acțiunii Catolice, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea. Să vă ajute pe voi fericitul nostru Anton Durcovici, cel care a avut pentru tineri așa de mare iubire. Vă așteaptă toți pentru aceasta. Întâmpinați-L pe Hristos cu curaj și mergeți în lume chiar și împotriva curentului. Atunci veți găsi adevărata fericire. Acum avem un alt moment, vă rog să luați loc. Suntem invitați cu toții, dragi iubiți tineri, iubiți credincioși, la un cânt comun. Cântați Domnului toate neamurile, preamăriți-L pe El. Exprimați bucuria voastră în rugăciune și cântare. Iată care este al doilea moment al acestei celebrări din duminica aceasta. Toate făcând parte din drumul nostru spre a-L întâlni pe Dumnezeu. Prezentarea lucrării noi, după o muncă îndelungată, a colecției de cântece, ce va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie, pentru toată biserica noastră. Sigur, este aici prezentă comisia în parte, iar Părintele Chelaru Pavel, care a coordonat împreună cu cei de la seminar sau cei din alte parochii, seminarul din Bacău și chiar și din Arhidieceza de București la această lucrare, vă va prezenta în câteva cuvinte această lucrare pe care o oferă astăzi bisericii, o oferă ca un prinos de întâmpinare a lui Iisus, care trebuie să vină în inimile noastre. Îl ascultăm pe Părintele Lucaci, pe Părintele Chelaru Pavel. Preasfințite, preacucernici părinți, confrați, iubiți frați și surori în Hristos, dincolo de nota de prezentare făcută ex profeso, pe care o veți găsi la începutul colecției de cântece bisericești Magnificat, vreau să adaug câteva cuvinte de prezentare în seara aceasta. Sunt multe lucruri pe care ni le dorim în viață. Unele le spunem părinților, șefilor, prietenilor, colegilor sau cunoscuților. Altele le spunem lui Moș Nicolae sau Moș Crăciun. Pe cele mai deosebite însă îi le rezervăm lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu vrei, ajută-ne să ducem la bun sfârșit munca de adunare, selectare, corectare, structurare, tehnoredactare și editare a cântecelor care vor compune colecția Magnificat. Așa îmi spuneam în gând și cred că nu numai eu, ori de câte ori adunându-ne noi membrii comisiei muzicale, începeam munca invocând de fiecare dată mijlocirea patroanei muzicienilor, Sfânta Cecilia, pe care am sărbătorit-o nu demult. Și Dumnezeu ne-a ascultat ruga, dându-ne bucuria de a putea prezenta rodul muncii noastre, public și oficial, chiar astăzi, de Sfântul Nicolae. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul pe care ni l-a acordat, pentru toată inspirația cu care ne-a înzestrat
și mai ales pentru toată răbdarea și perseveranța cu care ne-a copleșit. A fost o muncă asiduă, susținută, titanică, aș putea spune, depășind mai ales descurajarea, plictiseala și celelalte piedici inerente care se iveau în calea membrilor comisiei, formată din preoți de diferite vârste, de variate niveluri de pregătire muzicală, de misiuni și ocupații pastorale și didactice angajante, de distanțe mari care ne separau, de la Suceava la Onești, de la Târgoviște până la Bad Deutsch-Altenburg, Austria. Trebuie să spun că peste toate a învins și ne-a motivat dorința sinceră și fermă de a vedea dusă la bun sfârșit o muncă începută cu mulți ani în urmă de diferiți preoți sau laici, în particular sau în grupuri, și mai ales așteptarea bunilor noștri creștini, făcută simțită prin atâtea mesaje și apeluri care aveau același leitmotiv îndreptățit. Când va fi odată gata colecția? Mulțumim în același timp preasfințitului Petru Gherghel, care a avut încredere în membrii comisiei pe care a desemnat-o în urmă cu 3 ani. Mulțumim pentru încurajarea de care ne-a făcut parte ori de câte ori ne vizita în laboratorul nostru de lucru, interesându-ne la ce stadiu ne aflăm cu colecția. Adresăm mulțumiri și Arhiepiscopului de București, care ne-a susținut în această muncă, chiar dacă a făcut-o de la distanță, indirect și din umbră. Mulțumiri alese seminarului din Iași, care ne-a găzduit de cele mai multe ori ședințele noastre de lucru, punându-ne la dispoziție tot ceea ce am avut nevoie. Mulțumim pentru ospitalitatea pe care ne-a arătat-o în câteva rânduri, primindu-ne în casa parohială de la Bardicești, cel care astăzi lipsește motivat dintre membrii comisiei muzicale, regretatul părinte Ștefan Vacaru, și care până mai ieri ne ținea companie așa de plăcută, intervenind prompt cu o glumă sau cu o vorbă de duh, atunci când se întâmpla ca munca noastră din comisie se devină mai încordată și tensionată. Preluând cuvintele din nota introductivă a colecției, aș dori să închei spunând că noi toți, membrii comisiei prezenți aici în Catedrala din Iași, în fața episcopului nostru diecezan Petru, mărturisim că după 3 ani de muncă asiduă avem bucuria și satisfacția mandatului împlinit, reușind să oferim acum credincioșilor catolici și păstorilor lor din țară și chiar din străinătate o colecție de cântece care să-i ajute la celebrările liturgice pentru o participare mai demnă și rodnică la tainele mântuirii adusă de Hristos. Dumnezeu să răsplătească, cum știe El mai bine, pe toți cei care au contribuit într-un fel sau altul la apariția acestei colecții de cântece bisericești atât de așteptată. Aș vrea ca în numele comisiei să adaug un post-scriptum. Tuturor celor care vor folosi această colecție, ne exprimăm regretul pentru eventualele greșeli de orice natură care s-au strecurat din neatenție omenească. Vă mulțumesc pentru atenție. Deci aceasta este colecția de cântece. Cu felicitări pentru comisie, pentru fiecare membru în parte, cu felicitări pentru editor Sapientia, cu îndemnul să vă bucurați cântând și rugându-vă din această nouă colecție. Și acum și pentru tinerii care astăzi au primit acest mandat, în această sărbătoare, acest timp sfânt, încă o dată un aplauz din partea noastră a tuturor.
părintele de paroc ne spune acum programul, felicitându-l și pe părintele Bernat pentru grija față de tine. Părinte. Dragi tineri din Acțiunea Catolică, înainte de a face anunțurile, aș dori ca în numele întregii noastre comunități să vă felicit și eu și să vă mulțumim împreună pentru curajul vostru de a spune da lui Hristos, pentru disponibilitatea voastră, pentru că ați ales să ieșiți din anonimat și vă urăm ca Domnul să fie bucuria voastră, să fie împlinirea voastră, să fie răsplata voastră. Cum câteva anunțuri, marți 8 decembrie este solemnitatea neprihănitei zămisliri, fiind sărbătoare de poruncă, Sfintele Liturghii vor fi celebrate ca în zilele de duminică. În cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11 vor fi hirotoniți ca diaconi 20 de seminariști, pe care e bine să-i însoțim cu rugăciunile noastre, mai ales în aceste zile, și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar deosebit pe care îl face bisericii. Joi 10 decembrie vom celebra sărbătoarea fericitului Anton Durcovici. La ora 16 va avea loc în sala de la subsolul catedralei un simpozion cu tema Fericitul Anton Durcovici și viața consacrată, simpozion ce va fi urmat la ora 18 de o liturghie pontificală aici în catedrală. Duminica viitoare, într-un cadru solemn, la liturghia pontificală de la ora 11, va începe anul jubiliar al milostivirii și va fi deschisă Poarta Sfântă aici în catedrală. Tot duminică, la ora 19, va avea loc concertul tradițional de Crăciun, susținut de corul tinerilor noștri, Juvenes Ecclesiae, concert la care vă invităm pe toți. Despre aceste evenimente găsiți mai multe amănunte fie la afișier, fie pe site-ul nou al parohiei noastre. La ieșirea din catedrală, acum, câțiva copii și tineri de la centrul de plasament Sfântul Iosif de la Caritas oferă spre vânzare unele obiecte religioase și felicitări de Crăciun confecționate de ei. Cumpărând, ajutați acest centru de plasament și implicit pe acești copii și tineri. Vă mulțumim! Ne dispunem acum pentru a primi binecuvântarea care încheiem această celebrare, cu mulțumire pentru toți care ați participat. Domnul să fie cu voi! Și cu Duhul tău! Atot puternicul și milostivul Dumnezeu v-a dat harul să credeți că Fiul Său unul născut a venit între oameni și să-L așteptați să vină iarăși în slavă, prin lumina venirii Lui să vă sfințească și să reverse asupra voastră binecuvântarea Sa. Amin. Pe drumul acestei vieți să vă facă statornici în credință, voioși în speranță și stăruitori în iubire. Amin. Voi care vă bucurați și cu evlavie de venirea întrupăreți cumpărătorul nostru la a doua sa venire, când se va arăta în strălucirea măririi sale, să primiți în dar răsplata vieții veșnice. Amin. Și prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Episcop Nicolae și a Episcopului nostru, fericitul Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atot puternicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Ol